Pe fondul divergențelor din interiorul PubliServ, cine să preia mandatul de manager pentru o perioadă de 4 ani, lucrările de modernizare a variantei orașului, tronson de drum cuprins între sensul giratoriu de la Carrefour și până la sensul giratoriu de pe strada Petru Movilă, lasă impresia că sunt abandonate. Astăzi, 16 august, trebuia să se toarne un prim strat de covor asfaltic, însă din cauza unor probleme cu întocmirea documentației specifice pentru profilele transversale și longitudinale, lucrările au fost amânate. Cine răspunde în momentul de față de conducerea instituției responsabile cu lucrările din oraș? La PubliServ este liniște deplină și ședințe de negociere pentru încheierea contractului de mandat cu Valentin Savin. Cum acest lucru va mai dura câteva zile, interimar a fost numit Marius Ghineț, actualul director responsabil cu logistica.